Bună seara, doamnelor și domnilor, bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Realități Botoșenene. Ultima pe această săptămână, dar vom pregăti cu siguranță săptămâna viitoare noi subiecte pentru dumneavoastră. Dar să revenim la subiectele din această seară. Vom discuta, bineînțeles, despre realitățile care ne înconjoară, despre ceea ce se întâmplă și cum vremurile sunt tulburi, totdeauna ne întâlnim la astfel de prilejuri cu domnul Radu Mihalache. Bună seara, bine ați revenit în platou. Bună seara. Am spus bine, că tot ne întâlnim la vremuri tulburi. Bine v-am regăsit și la mulți ani pe anul ăsta, că nu ne-am întâlnit, și la mulți ani. La mulți ani și dumneavoastră. Bună seara și la mulți ani telespectatorilor care ne urmăresc. Înainte de a continua emisiunea, vă rog să-mi acordați câteva secunde, două, trei, să le pot mulțumi fanilor mei și telespectatorilor fideli de la alte televiziuni locale. Am înțeles că mă urmăresc îndeaproape și atunci mă simt dator să le mulțumesc că sunt subiect de dezbatere și că sunt atât de urmărit. Pe asta e bine, înseamnă că ne urmăresc până nu, și tocmai, că le-am mulțumit posturile concurente. Da. Da, revenind la situația din prezent, observăm că avem un nou ministru schimbat. Cel care a venit din start a stârnit nemulțumiri. A fost ținta unor ironii în presa centrală. S-a pus din nou problema competenței și a capacității. Ce se tot întâmplă în anii ăștia de grație în care trăim? Avem deja Grindeanu schimbat, vă referiți Tudose la schimbat, prim-ministru. Da, la primul ministru. Păi cred că e o modă acum să schimbe prim-ministru la 6 luni. Și cu atât mai mult dacă prim-ministru își face bine treaba și are o creștere economică prima din Europa și a doua din lume, de pe planeta Pământ, mi se pare firesc. Adică e ca la o echipă din trasa de fotbal, domnul Cosmin. Când te duci, joci doar cu echipe slabe, adică vrei să bagi tot fotbaliștii care ai, toate rezervele care le ai. Ca să joace, să aibă meciuri în picioare. Ca să aibă meciuri în picioare. Adică, băi, dacă economia noastră, duduie, și a doua de pe planeta Pământ și batem din Europa, chinezi. Acum ne luptăm cu chinezi. Nu este firesc. Adică, băi, eu mă mir că mi se pare că nu o să se încadreze în mandatul ăsta să schimbe cât mai mulți prim-ministri. Dacă merge la 6 luni, eu am zice să o facă la 3 luni. La 3 luni, că și așa doar pe ei nu interesează de țară. Dumneavoastră vă aveți impresia sau vi se pare că politicienii români de la A la Z lucrează pentru România sau fac ceva pentru țară? Sau aia europarlamentare? Sau guvernanță vi se pare că a făcut ceva pentru țară în afară de câteva legi speciale care și-au dat pentru ei, că a făcut măririle astea bugetare pentru primari care oricum au zeci de hectare pe la țară, butică și care le cam ies pe nas acum măririle astea la unii primari. Și cum să vă zic, legi speciale pentru pensii speciale, măriri salariale pentru parlamentari, guvernanți și aparatul prezidențial și pe aici, pe acolo, la diferite instituții, dar nu la orice instituție. Adică nu vă gândiți că acum medicii în realitate se îmbogățesc, medicii români sau ăștia din învățământ. Nici pe departe. Le-a dat 102 de lei și le ia pe partea asta prin scumpirile în fiecare zi la pompă. Ia uitați-vă că e alt preț aproape. Dar și la alimente. Dacă observăm prețul la ouă, de exemplu. Păi preț la ouă, la unt, la brânză, la carne și multe s-au dublat aproape, cel puțin cum e untul. Și atunci uitați-vă că s-a scumpit curentul electric, s-a scumpit gazul, s-a scumpit apa la noi, la Botoșani, s-a scumpit la pompă, după cum v-am zis, combustibilul, carburanții și așa mai departe. Și cu noile legi fiscale, oamenii cred că nebunesc. Ori da. Cred că se apucă de FEA, de Facultate de și Finanțe Bănci. Când tu nu lucrezi pentru țară și faci mișto
nu-i bine să-ți pui prim-ministru lunar sau la 3 luni ca să fii mulțumit toți. Că eu văd. Lumea a avut încredere în actuala clasă de politicieni. I-a creditat prin vot. Zis, prin vot. Și ei au înțeles creditul, ceva de genul să facem mișto dintre ăsta, să ne punem noi, să fim noi mulțumiți și toți prim-ministri, să avem cât mai mulți, ca să arăte bine în poză. Da, și care este de fapt criteriul? Că mie nu-mi pare criteriul competenței, parcă, nu știu, este contestat criteriul competenței aici. Pe ce baze aleg ei acolo, așa, privind din afară, să zicem, uitându-ne la televizor, citind ziarele? Mi se pare că cine vociferează, cine ridică vocea împotriva șefului, cam plătește. Da, bine, până o să plătească șeful. Știți că în faza finală, când se termină creditul sau nu mai ești la putere, plătește șeful pentru toate. Au grijă el alt să-l rezolve pe șeful, care acum de fațadă sunt cu șeful. Problema este că nu cred că avem, ne-ar trebui 2-3 emisiuni să discutăm despre competențe. Dumneavoastră vi se pare că milioanele de pensionari și milioanele de muncitori din mediul privat și din mediul bugetar care au încăput pe mâna doamnei Olguța Vasilescu, vi se pare acolo un ministru profesionist, un ministru care a fost pregătit pentru o responsabilitate de asemenea învergură, să te joci cu viețile, cu destinile și cu veniturile oamenilor. Mai ales că eu așa văd, eu vă spun, eu fac parte din categoria normală a societății, nu sunt persoană publică, nu sunt politician, nu sunt undeva la nivelul de vârf sau, nu știu, situat. Și eu așa înțeleg. Când vezi un ministru care nu-ți arată pregătirea care o are ca să îndeplinească acel post de ministru și toată ziua ieși pe la posturile de televiziune, nu înțeleg. Nu înțeleg ce fel de pregătire ai și cu ce te ocupi. Că te văd toată ziua certându-te pe la televizor. Că nu ești la televizor, te ceri cu cineva sau pleci în Cuba, de exemplu. Da. Și dacă mergem mai departe, doamna Carmen Dan, luați mai departe. Eu așa înțeleg. Domnule, dacă pe mine trebuie să mă conducă cineva în mediul de afaceri sau când vin cineva sau când mergi la un seminar dintre ăsta sau la întâlnire, te întâlnești cu oameni care încremenești când vezi. Profesioniști. Aduc plus valoare firmelor și țării și bunăstare oamenilor și angajaților. Oamenii care te conving din prima clipă. Da. Dar așa, cu cine să mergi? Cu doamna Carmen Dan, vii de nu știu unde și conduci oameni care au studii grele în Ministerul de Interne. Și experiență masivă. Și experiență. Păi știm că vrea să-l dea afară pe șeful de la omoruri, care, culmea, era cel mai competent departament din Poliția Română, adică care a rezolvat dublu dosarelor față de cele din Uniunea Europeană, zicem, media pe Uniunea Europeană. Tocmai pe acel om vrea să-l dea afară. Păi moda e așa în politic acum și în a decapita pe cineva. Să decapitezi omul care te încurcă, omul care are coloană vertebrală și când simți că cineva are coloană vertebrală și îți mai ridică și tonul sau se uită într-o anumită dacă poziție știm că la tine la un moment dat, sau te contrazice, sigur că îl schimbi. Doar nu era, e mai ușor de schimbat polițistul ăsta de la omoruri care și-a făcut treaba, un meseriaș, este mai ușor de schimbat decât pedofilul care abuza copiii. Și care a bântuit atâta timp în poliție. Păi ce, a deranjat-o pedofilul pe doamna Carmen Dan, a deranjat-o pe dumneai? Pe dumneai a deranjat-o alții. N-a deranjat-o pedofilul, deci nu m-a deranjat, fac abuzuri în continuare cât îi dorește. Cum să rămâi prim-ministru? Cum să rămâi, domnul Cosmin, prim-ministru, să se întâmple lucrul ăsta la tine în minister și tu să nu pleci cu tot cu șef de poliție, tu prima și după, întâi îi demiți și după aia îți dai și tu demisia. Așa era corect. Și prim-ministru și așa mai departe.
nu știu, parcă în țara asta cum s-a ajuns, parcă mă așteptam să întâmple ceva de genul ăsta. Adică era cumva așa, vorba mai mult de când se va întâmpla, nu dacă se va întâmpla. Și, păi uitați-vă dumneavoastră că tot a fost, s-a luat vorba cu, ce sunt, cu întâmplările din ultima vreme, așa, de ultimele două săptămâni. Dacă specimenul ăsta, pedofilul ăsta, care abuza copiii, a avut protecție la nivel de poliție capitale, poliția română, chiar și ministrul Carmen Dan, că odată ce nu ți-ai dat demisia, înseamnă că n-ai avut ceva împotriva lui. Și atunci dacă... Eu mă întreb în chestiunile astea cu trafic de alcool, trafic țigări, trafic de droguri, crimă organizată, trafic de carne vie, prostituție, cam ce se întâmplă și cam care este nivelul de acoperire. Rămâi uimit. Eu mă întreb singur și discut cu oameni de rând sau cu oameni mai sus pe scara socială sau mai jos și întreabă, domnule, dar te iei așa de vorbă și spui, domnule, cum se poate, dar atunci ce se întâmplă cu fenomenele astea dacă un singur pedofil are asemenea acoperire și protecție? Cam ce se întâmplă cu restul? Care până la urmă era șofer acolo, adică nu avea un grad mare. Știți, când discutăm așa, domnul Cosmin, discutăm o lege, pe la lucru, prin piață, pe acasă, te întâlnești cu prieteni, cu rude, cu asta și spui, domnule, dacă încerci să faci o analiză așa la, să luăm, de exemplu, chestiile astea din poliție, cu toată stima, sunt acolo un 25-30% oameni necorupți, profesioniști, își fac treaba serioși, ok, deci nu generalizăm, că nu este corect. Dar eu vă spun cum percep eu și cum percep mulți ca mine, jumătate din populația României asta de rând, percepem așa. Poliția locală se ocupă cu să amendeze pe ăștia care mai plimb un câine pe un parc sau pe o alee și cel mult de câte o mașină parcată aproasă sau lăsată așa, să intri într-o farmacie sau undeva, lăsată pe avarie și asta. El te pândește și amendează. Și eventual, gen cum eu, chestii de la mine, de la servici. Eu stau în cartierul Anele Cișmea și acolo mai stă și un polițist de la poliția locală, a coborât, a făcut poze la muncitori, a făcut reclamații la primărie. Când începem lucrul de la ora 7, dom'le, eu nu pot să fac construcții, că o fac cu mâinile, cu ciocan de cauciuc și să o încep la 9. Da. Că altfel nu mai facem nimic în România și în țara românească dacă încercăm să fim comozi, relaxați și să facem mișto. Și așa suntem relaxați. Și când facem construcții, bine, da, domnul Cosmin, construcțiile trebuie să aloci maximul de seriozitate. Acolo nu te joci. Acolo dacă ai gafat sau te-ai jucat, sunt pierderi de vieți omenești. Se întâmplă catastrofe, știți. Dezastre, într-adevăr. Și atunci ei amenință tot pe oamenii care îi lucrează, îi filmează sau le fac reclamații. Cam asta e activitatea la poliția locală. Cum e percepută de noi. Poliția rutieră, dacă nu stau în boscheț pe națională sau în boscheț pe nu știu unde, sigur stau după o curbă sau după o pantă și asta. Acum eu nu știu, stau acolo ca un target să dea multe amenzi, să aducă la bugetul statului sau mai au și alte interese, să nu fie văzuți, de exemplu, să fie așa cu șoferul mai în intimitate. Că nu înțeleg. Și singura lor. Eu, de exemplu, dacă aș vedea un culoar de 100 de metri, de 500 de metri, de un kilometru și m-aș gândi să încalc o linie continuă sau să forțez o depășire sau nu știu ce să fac, probabil dacă văd că nu-i ceva suspect, poate că o fac. Și tot ce e posibil, Doamne ferește, să se întâmple și o catastrofă. Dar dacă văd eu la jumate de kilometru sau la 300 de metri poliția locală cu gilofarul, clar, lăsat așa... Reduceți și viteza. Reduc viteza, stau cu minte, că zic, băi, poliția, ce fac asta? Deci, iată că gilofarul a prins și poliția la vedere, cred că întâmpină și catastrofe și abuzuri care s-ar putea face și încălcări de asta. Dacă poliția este la vedere și face prevenție. Dacă stai ascuns în boscheț, imaginează-vă de ce stai ascuns acolo.
Asta e percepția noastră a șoferilor și a, care conducem și a populației de rând. Mergem mai sus. Pază și protecție. Sau pază și ordine. În afară că bontănesc cu bastoanele babele alea de pe trotuar care vând ghiocei și urzică și niște legume pătrunjel și îi controlează pe tarabiști din piață și pe aia din bazar și cei pe acolo, eu doar văd și încerc să-mi imaginez. Nu am informații, dar încerc să deduc singur, să-mi imaginez cam ce e acolo. În rest, dacă te bate și te jefuiești acum cineva în centru vechi, nu intervine nimeni, nici nu găsești făptașul nimeni. Prea curând, măcar. Sau prea curând. Copii jefuiți în fața școlilor de telefoane, de bani și lista poate continua. Dar activitatea lor așa este percepută. Că bontănesc babele alea cu pătrunjelul, că îi intimidează pe unul sau pe Y, mai stă să amendeze o mașină, să mai ridice o mașină și cam acolo se termină activitatea lor. Cu alte cuvinte, imaginea lor este scăzută, este scăzută în ochii cetățenilor. Este scăzută pentru că ei, în primul rând, nu fac prevenții. Totul îi pe intimidare. A, ei ultraj, intimidare și dintre asta. Avea dreptate când Dragoș Pătraru de pe postul național de televiziune spunea când ministrul Carmen Dan, iată lipsa de experiență, vroia să le mai dea puteri politice și legi. Dom'le, și așa ei greșesc sau abuzează, fac abuz. Că sunt în poliție, foarte mulți fac abuz și este și corupție, drept dovadă, s-a văzut acum. Tu dotează-i. Tu dotează-i pe polițiști. Dă-le veste, dă-le chestii dintre asta de protecție. Autoturisme performante. Dă-le autoturisme performante. Angajează cât trebuie ca să plece 2-3 în echipaj. Nu să plece unul singur și acolo sunt o gașcă de 3 cu cuțitele și tu îi mai dai o lege, îi sporești legea că îi ultraj, că ca să ai mai mult, doar așa, pe hârtie. Și protocolul ăla de a scoate pistolul, întâi tu 3 focuri, avertismente. Dă-i voie să tragă, dă-i voie să aibă o mașină mai bună, dotează-l cu cele mai bune echipamente, angajează cât trebuie ca să plece în echipaj de 2-3 ca să poate impune. Băieți tineri, antrenați. Tu îi dai pe hârtie legi de toate felurile și toate chestiunile astea pe hârtie, că dacă l-ai atins sau lui îi spari la polițist că te-ai uitat urât, gata, te bagă la pușcărie. Dar el atunci face un abuz, pentru că bagă pușcărie omul care nu-i vrea rău și care n-are de gând asta. Poate că s-a uitat doar urât sau poate că a ridicat tonul sau poate că rămâne consternat de atitudinea lui. Dar când îl trimit singur și fără mașină și numai cu un baston și nedotat și nici așa și singur și la așteaptă partea aia la altă 3 cuțitari, nu l-ai expus, ce ai rezolvat tu, ministrul Carmen Dan? Poate de multe ori se face săracul om că nu vede. Tocmai că știe care e familia acasă. Păi i-a trimis, arăta pe un post de televiziune, polițist luat la palme. Păi dacă tu i-ai dat și o mașină proastă, nici nu-i dotat și nici nu mai are un coleg acolo cu el sau doi, acolo trebuie să intervină ei, nu pe la cine plimbă cățelul și la babele de pe vând pătrunjel sau vin în firmă. Cu ani în urmă, când se făcea recepția la Mall Botoșani, noi nici în zi de astăzi nu mi-am primit garanția de 180.000, 1.800.000 vechi. Da. Nu i-am primit de la domnul Săcariu. Și am trimis un mesaj la colegul, fostul meu coleg, domnul inginer Tincu, care lucra pentru asta și am zis, domnule, vine garanția, spune că îl rog pe domnul Săcariu să-mi dea banii, că altfel eu fac grevă, îmi leg o pancartă de gât și mă duc și fac grevă. Deci fac grevă, asta și boicotez recepția. S-a dus fostul meu coleg la domnul Presăcariu. Domnul Presăcariu a mers la prefect, la poliție, imediat m-au căutat într-un ser de oră și acasă și la firmă. Au intrat cu aroganță, au abuzat, au intrat așa cu bocanci, doar să spună. Domnule, dar nu sunt infractor. Nici n-am zis că îi se întâmplă ceva asta. Am zis că eu îmi leg un pancardă de gât și mă duc acolo să vadă lumea că acel cetățean face o recepție cu fast, dar mie nu și-a achitat de datorii față de mine. Iar eu dintr-un miliard 800 trebuie să plătesc TVA și dări la stat. Și pentru oameni o groază de taxe și impozite. Urmă, da. Cum? Și am muncit. Iată că n-am fost ajutați. A fost ajutați domnul care n-a plătit. Și a venit să mă intimideze și acasă și asta abuziv așa. Nu se poate. Da, și creează poate un sentiment de frustrare în societate. Corect.
Astea sunt problemele. Sau dumneavoastră vi se pare că se dea Dumnezeu să facă treabă. Eu nu am nimica cu nimeni din PSD și nici cu partidul ăsta. Eu sunt supărat pe toți politicienii de la A la Z, indiferent de culoarea politică. Și din ultimii 27 de ani. De la Revoluție încoace. Nu sunt, nu și de doctrină, că gogoașa asta s-o vândă ei cu ei doresc. Dacă ei spun că au avut vreodată vreo doctrină, că știi, doctrina penelistă, da, PSD-ist... Au avut în perioada interbelică, dar vom continua discuția după o scurtă pauză publicitară. Doamnelor și domnilor, revenim în câteva minute. Doamnelor și domnilor, am revenit în platou după scurtul moment publicitar alături de domnul Radu Mihalache. Discutam despre faptul că mulți cetățeni sunt nemulțumiți de modul cum intervin autoritățile, de faptul că nu simt acea prevenție, nu simt că se face prevenție și că sunt instruiți pentru a nu greși. De fapt, sunt sancționați imediat, la prima greșeală sunt sancționați. Bine, nu putem să spunem că se întâmplă asta în cazul tuturor. Dar, în general, oamenii acuză această lipsă de prevenție, adică nu sunt învățați ca să nu greșească, sunt doar sancționați. Păi, dacă e să continuăm cu, cu ce am început, atunci, da, nu se întâmplă cu toți cetățenii, dar cu marea majoritate, undeva 70, 75, 80% se întâmplă. Nu se întâmplă cu cetățenii care au protecție, nu se întâmplă cu cetățenii care sunt grade de rudenii și au influență, știți, formula aia de cumetrie, așa, și nu se întâmplă ca ăștia care au forță. Că rest cu cetățeni de rând, cum suntem și noi și cum este foarte multă lume, vine și te calcă în picioare. După aia să plâng că vii la televizor, că ridici tonul, că vorbești mai apăsat, că vii asta. Nu, eu am venit și cred că în asentimentul meu sunt cel puțin 70-75%, poate și mai mult procentul în asentimentul meu. Cu probleme de acest gen, care întâmplă probleme de abuz. Numai departe, în ultima emisiune știți foarte bine că eu am vorbit de abuzul și de controle excesivele ale ANAF-ului, dar și a inspecției în construcții, de exemplu, la noi anul trecut am avut un exces și al inspecției în construcții prin stațiile de betoane, prin stațiile de prefabricate, prin șantiere și așa mai departe. Adică mie mi se pare, domnule, vii odată la 2-3 luni, vezi, totuși noi am dat garanții, suntem pe piață de atâția ani, numai departe, uitați-vă, atât de mult trâmbițatul Bulevard Primăverii, unde noi am executat bordurarea și pavajul. Și acolo, conform contractului, garanția era un an sau doi și noi am dat-o 5. Puteam să-i dau și 10. Eu le garantez pavelele alea acolo că o să stea 20 de ani, poate și mai mult. Dar și trebuie precizat că nu era inclusă calea de rulare, care e cu totul altă poveste. Nu, calea de rulare și multe chestii de acolo. Din moment ce tu n-ai umblat la calea de rulare și ai schimbat numai bordurile, diferențele de nivel și de cum să vă zic eu, unde de scurgere, am propus acolo pe tot bulevardul au fost dat vreo 3 sau 4 gaigere de scurgere, am suplimentat noi pe banii noștri cu vreo 15 și tot ar mai fi trebuit încă vreo 10. Deci dacă proiectul este prost acceptat, prost, și tu ești condiționat de bordură, de intrările la blocuri și de gardurile de la parc și de la multe chestii și de linia de tramvai, cum poți tu să faci o planietate, să dai pante, să lucrezi când ești condiționat? N-ai cum să faci prea multe. Și iată că nici până acum primăria Botoșana că te-a dexit să ne dea garanția pe lucrări și bani. Au datorii la noi de atâția ani. ANAF-ul, după ce am fost într asta, anul trecut, am avut un control din ANAF pe grupul de firme,
a găsit, așa zis, o neregulă, o chestie neachitată de 18.000 de lei, ceva de genul ăsta, și atunci a blocat activitatea firmelor prin blocarea TVA-ului, atunci îți blochează asta, nu mai poți să conlucrezi cu furnizorii tăi de mărfi, colaboratori și așa mai departe. A durat ceva timp, cu toate că a afectat foarte mult și angajații și activitatea și partenerii noștri au făcut foarte multă suferință, au creat domnii ăștia aroganți de la ANAF. Indiferent de unde se iei din țară, că sunt din Botoșani și asta, domnii de la ANAF sunt într-adevăr foarte bogați, foarte bogați, au bogății și proprietăți și mobiluri și mașini de lux și copiii pe unde le învață, care ei nu le pot justifica, că dacă îi întreb de case, de averile lor, cui au plătit, la care firme au plătit ei, cu ce firme au contract sau cu echipe și dacă au plătit dări la stat, de fapt n-au. Dar ei vin la tine să te judece pentru o nimica toată, pentru 18.000 de lei sau ceva de genul ăsta, a blocat activitatea grupului de firme întreg, printre care și LDC Imobiliare. S-au parcurs niște etape, s-a deblocat până la nivel de București, activitatea a fost blocată de ANAF, de fiscul din Botoșani, s-a deblocat la București, ok, a venit imediat până a intrat înapoi în activitate, până a început să-ți faci treaba, a trecut o lună de zile. Trecând o lună de zile, a și venit din nou ANAF-ul și a făcut control pe LDC Imobiliare și a spus, hopa, nu ai depus activitatea TVA-ul. Da, avem și documentul, mulțumim colegilor din RG. Uitați-vă, activitatea cu TVA-ul n-ați depus-o la timp. Stai, domnule, la timp, că am timp, că ea se depune trimestrial, odată la 3-4 luni, ceva de genul. La care spune că, nu, dar s-a schimbat legea. Bine, domnule, și dacă s-a schimbat legea, nu era normal și firesc ca tu să-mi trimiți o înștiințare? Și acum, dacă ai venit, nu este normal și firesc să mă controlezi, să vezi unde am greșit și să-mi dai un avertisment, ca acum eu să n-arăt o amendă pe ecran de 12.500, 125 de milioane de lei vechi. Abuzul celor de la ANAF, de la FISC. Nu e a firesc să-mi trimiți o înștiințare dacă ai schimbat legea și dacă acum am mai controlat și eu n-am apucat să depun asta, nu știi dacă am răutate sau nu-l depun sau am făcut-o intenționat. Tu nu știi. Tu faci prevenție. Tu îmi dai un avertisment. Ajungi după aia la birou și mai îmi trimiți o somație. Pe lângă avertisment, trimit o somație în 3 zile, în 5 zile, în 10 zile, îmi achiți ce ai de achitat sau dacă ai ceva de achitat sau depune activitatea cu TVA-ul și așa mai departe. Corect, până la urmă, da. Și atunci, dacă încălcam în continuare problema, spuneai, uite, domnule, chiar voi aveți răutate pe voi și voi sunteți cărcotași și faceți lucrul ăsta intenționat. Dar ei nu pot spune treaba asta, doar am invitat, invitați-i și dumneavoastră și îi invit și eu. Sunt dispus oricând să vin aici cu șeful ANAF-ului, cu cine doresc ei, să stăm de vorbă și să spună că mint, că eu vin cu acte în regulă, vine atunci și director comercial de la noi, economic, și stăm de vorbă și vedem că lucrurile cam așa s-au parcurs. Și asta ce înseamnă? Înseamnă abuz. Înseamnă că după ce că plătești taxe și impozite, tu, ANAF-ul și alte instituții bugetare, tu nu ai fabrică. Tu nu produci, tu nu bați monedă, tu nu faci lucrurile astea. Și atunci, dacă eu sunt ăla care plătesc taxe și impozite și tu te înfrupți din banii mei, de ce nu faci prevenție? De ce nu mă ajuți? De ce nu îmi dai un sfat? De ce ești arogant? De ce vorbești urât? De ce ești arogant și de ce mă tratezi cum ați văzut după aia replica lor de la ultima emisiune? Câtă minciună era acolo? I-am invitat, domnule, vină să vedem, să ne vadă telespectatorii, cine minte? Și atunci nu te simți frustrat? Nu degeaba pleacă 9 români pe oră de la Revoluție încoace.
Dar știți care e durerea mea și în același timp nedumerirea, domnul Cosmin? Pentru că dacă s-ar face o verificare sau un sondaj, între cei care pleacă, între cetățenii nou români care pleacă pe oră în fiecare zi din România, de mult timp, să regăsesc medici, să regăsesc ingineri, să regăsesc meseriași policalificați, polivalenți, foarte să regăsesc buni, maestri, să regăsesc asistenți, începând cu actori și asta. Verificați să vedeți câți părăsesc țara din cei care lucrează la ANAF. Păi cum să părăsească cei de la ANAF și de la finanță țara când ei abuzează și pe lângă abuz șeful îi premiază? Statul român îi premiază, adică dacă a venit, te-a umilit, te-a călcat în picioare, statul român îi premiază. Le dă premiu, le dă cotă parte. Și atunci, uitați-vă câți de la ANAF, de la fisc pleacă în străinătate, lasă serviciu și lasă țara și familia și copiii și pleacă în străinătate. Uitați-vă cât din poliție pleacă în străinătate, câți din SRI pleacă în străinătate. Din poliție mai cum pleacă să plece cei din SRI, că se întâmplă atâtea mârlănii, atâta corupție, atâta umilință, atâta jaf se întâmplă în toate instituțiile astea, să acopere unul pe altul și cireașa de pe tort este SRI-ul. Peste poliție, peste ANAF, peste DECOT, instituțiile astea de forță ale statului, se află cireașa de pe tort SRI-ul. Ei nu văd cine jefuiesc pădurile, nu văd. Ei au ce au cu patronii români și cu întreprinzătorii ăștia mai mari, mai mici, chioșcari, tarabiști, asta, să-i umilească, să bage frica în ei, să-i persecute și să-i determine să închidă și să-și ia bocceluța și să plece din țară. Păi exodul ăsta a dus la o situație cumplită, pentru că mergând la Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă, am observat că este o ofertă uriașă din partea agenților economici, în special domeniul textile, construcții, mecanică chiar. În general, bine, asta să știi, nici oameni care caută, oameni care caută meseriași. Asta să știi la nivel național și n-are rost să o discutăm, pentru că n-aș vrea să pierdem din emisiune, pentru că eu sunt un cetățean de rând. Și ca mine mai sunt 50% din populația țării. Și aș vrea să pun o întrebare politicienilor români, guvernanților, aleșilor locali, politicienilor noștri de aici, de pe plan local, că nu înțeleg cu creșterea asta economică. Deci, noi suntem cu creșterea economică, am înțeles, prima din Europa și a doua de în lume, a doua de pe planetă. Adică îi batem pe englezi, francezi, nemți. Corect. Până aici e ok. Și atunci luăm așa. Guvernul de acum sau guvernul PSD de câți de un an și ceva, de pe în octombrie 2016 sau ceva de genul ăsta, sau de când se... Cel puțin de un an și vreo două luni asta. Dacă ei, 9 cetățeni, ori 24 de ore, ori 360 sau de zile, sau câte să punem, poate că nu au plecat așa, poate o zi, două n-au plecat, o să vedeți că iese peste 100 de mii. Dom'le, nu punem 110, 120, 130 de mii de cetățeni în ultimul an jumate plecați, punem numai 100 de mii. Când ții, îți pleacă 100 de mii de români și acum să știți că pleacă cetățenii care sunt valoroși. Ei au stat cât au mai avut un picuț de cheag, au mai avut speranță și acum, dar de acum încolo pleacă oamenii care au valoare, chiar de care au valoare. Nu că ceilalți care au plecat ar fi mai puțin valoroși, dar oamenii ăștia pleacă acum cu cuțitul la gât, cu ștreangul la gât pleacă, pentru că au stat până în ultima clipă și au sperat că o să fie mai bine, că o să fie altfel, că o să fie... Da, pentru că nimeni nu-și dorește să plece. Și gândiți-vă, pleacă. Pleacă afară. Să luăm 100 de mii de români mai puțini la contribuțiile țării și la economia țării. Investițiile au fost reduse undeva din 2015 până acum, cred că sunt reduse undeva la jumătate sau la vreo 60-70%. Dar sunt primării care nici nu mai au bani de investiții. Deci îți lipsește 100 de mii de cetățeni care aduceau plus valoare țării. Ai redus investițiile la destul de drastic.
s-au închis zeci de mii de firme, firmulițe și întreprinderi. Multe stau acum să închidă, să-și declare procedura de basta. Un procent foarte mare de întreprinderi, un procent foarte mare de întreprinderi și de firme dintre astea mai mari sau mai mici, le-au scăzut cifra de afaceri la jumate, sau 10%, sau 15%, sau alții s-au încadrat în aceeași cifră de afaceri ca și anul trecut. Și atunci, când firmele dau faliment sau au cifră de afaceri și profit mai puțin, când cetățenii îți pleacă de avalma din țară, când investițiile sunt făcute la jumătate și când statul român patronează câteva întreprinderi de-a lor care sunt falimentare și le ajută sau le radiază datoriile. Întrebare, de unde e creșterea economică? De unde-s banii aia? Sper că nu sunt bani făcuți pe hârtie și plătiți pe la ziare prin Europa sau prin Occident ca să dăm și noi bine în poză sau partidul sau guvernul să dea bine în poză, cum au făcut o serie de politicieni, s-au dus prin diferite state europene și au plătit, am înțeles, tot pe la televizor, mulți bani ca să vadă că dau mâna, că se cunosc cu aia. A, era cazul Statelor Unite când au mers la întâlnirea cu Trump. Așa. Gândiți-vă dumneavoastră, de unde creștere economică? Că dacă îndrăznesc domnii politicieni și domnii guvernanți, dacă îndrăznesc să pună creștere economică pe agricultură, acolo unde bunul Dumnezeu ne-a dat câteva ploi la timp și s-a făcut ceva agricultură, să nu își ia procentul de creștere economică din agricultură, să nu și-l însușească guvernanță și politicienii. Că ăla e dreptul țăranilor și îi ajutorul de la Dumnezeu, că au avut ei, s-au rugat și Dumnezeu le-a dat ploaie la vreme. Și că au investit că în echipament. Că guvernul n-a catadixit să facă zeci de mii de metri sau kilometri sau sute de kilometri de țeavă de conductă irigații. Pentru irigații. Nu au catadixit și atunci să nu-și aloce acest merit. Eu văd că țara asta trăiește din banii care îi trimit cei din afară, inclusiv ultima sută. Poate că sute de mii de oameni care au plecat și au lucrat, au trimis înapoi banii, poate că așa a devenit o creștere mai puternică. Da, din păcate ei nu se investesc, ei tot intră în zona asta a consumerismului, adică copiii și bunicii care primesc banii, frații, se duc cu ei la supermarket și cumpără, adică nu investesc, nu fac o mică afacere care să aducă, exact vorbeam de asta, de plus valoare. Vi se pare că politicienii români, că guvernul român fac legi în favoarea cetățenilor, își protejează cetățenii, se supără degeaba cărcotaș când eu vin aici și spun, chiar dacă mai ridic tonul sau vorbesc apăsat. Sunt probleme care eu le resimt și le simt și le întâmpin. Și vin aici, când vin la dumneavoastră în studio invitat, vin să țip împotriva abuzurilor, vin să țip împotriva problemelor, vin să țip împotriva oamenilor care ne conduc, politicienilor și guvernanților care fac mișto. Cum să schimb prim-ministru? Ai cea mai mare creștere economică, ești pe val, dai numai legi, numai chestii dintre asta de măriri salariale, trâmbițatele astea măriri salariale și tu schimbi ăla. Păi, dar ce, suntem la un meci de fotbal amical, așa, domnul Cosmin, ca să schimbăm cât mai multe rezervi, ca să apuci să joace tot așa, 2-3 minute, 5 minute? Nu-i da. Mișto? Ascultați-mă, mi-ați spus în câteva emisiuni data trecută că anul trecut am fost invitat la dumneavoastră în tot anul cam de 3 ori. Deci n-am făcut un abuz eu. Și s-au tot discutat și mi-ați spus, ce v-am spus cu creșterile alea salariare? Că i-am zis, domnule, este o minciună. Nu există așa ceva. Da, exact, ne-am întâlnit la început când muncim un milion și ceva de oameni în mediul privat, noi ținem în cărcă copii, pensionari, bătrâni, bugetari, îi ținem în cărcă undeva vreo 7-8
la nivel de om care lucrează... E ca și cum ar fi un om cu 7-8 copii. Așa. În întreținere. Pun, da, dacă ar fi, că la copil îi mai reduci tenis și mai asta, îl mai păcălești, îi pui ceva, dar ei își dau niște pensii speciale, furate și indemnizații guvernanții și parlamentare. Că... Ei sunt copii de lux. Da. Și v-am spus, nu este putere. Și s-a devere... I-a păcălit pe cetățeni, le-a dat-o de la 50 de lei, 100 de lei, 150, 200 de lei, că mai mult e pe acolo. Mulți o să constate că o să ia mai puțin acum când o să-și plătească dările. Da, și mai ales că sunt o felul de și gândiți-vă dumneavoastră, de gândiți-vă dumneavoastră că după ce au mințit poporul și au pus asta, scumpirile, dacă luați scumpirile de la pompă, scumpirile gaz, energie, curent, toate dacă le iei, și faci așa un pachet, cam ce consum un om lucra, o să vedeți că venitul a venit între 50 până la 150-200 de lei și scumpirile sunt undeva peste 500 de lei. Faceți-le asta, să le fac politicienii guvernanți să vină aici și spună, am mințit. Da, dar știu. Cert este că scumpirile, de, uitați-vă roborul cum e. Uitați-vă că am atins cel mai înalt nivel de curs valutar. Cât de valorizare. Uitați-vă câte probleme se întâmplă. Și faceți o chestie dintre asta, o medie, o statistică și o să vedeți că nu este măcar tanda pe manda, adică ce am luat pe mere, să dăm pe pere și zici, băi, asta... Am tras linii și am rămas și așa, și ne-am consolat. Nu este așa ceva. Și atunci vii și râzi conducătorul PSD și mă uit asta. Eu sunt ferm convins. În partid, în PSD, sunt oameni de, cu valoare extraordinară. Acolo sunt oameni grei, într-adevăr, sunt oameni deștepți, sunt oameni care au ceva de spus. Și nu înțeleg cum pot să concentrez totul asupra... Băi, dacă îl vezi că șeful tău greșește, mai trage-l de mâini, că spui, băi, șefule, investești prost, faci asta, ai greșit acolo, bați câmpii. Cine știe, poate o lege a tăcerii. Da, cum domnule, dar atunci ce fel de persoană ești? Vor veni din nou alegerile și atunci îi vom întreba pe aleșii noștri locali de aici, câți vreo 90 parlamentari. Băi, ce ați făcut? Ce ați făcut? Botoșanu e la fel de sărac și la fel de mizerabil și la fel de l-ați preluat. Și după 4 ani o să fie la fel. Ce s-a schimbat? A trecut deja un an și ce s-a schimbat de la alegeri? Dați-mi o schimbare, arătați-mi un proiect, arătați-mi ceva, wow! Da, tema asta o să o reluăm într-o emisiune viitoare, pentru că ne-am apropiat de final, de fapt am ajuns la final, asta este partea... dumneavoastră trebuie să ceriți să mărească emisiunea, că sunt atât de multe lucruri de spus și mai ales ținând cont că eu am... Păi o să facem o ediție specială. Eu am fani care exact, sunt fideli. Exact, asta, dacă tot se uită lumea. Aș vrea să aibă mai mult timp să mă urmărească, exact. Că după aia vor avea chiar și din alelalte televiziuni subiect de dispatere. Eu mă simt onorat pentru, de exemplu, dumneavoastră vă sărbătoriți ziua de naștere a dumneavoastră și mă lăudați pe mine sau vorbiți despre mine, nu să nu mă simt onorat, gândiți-vă. Da, vă mulțumesc mult pentru prezența în emisiune, doamnelor și domnilor, vă doresc o seară plăcută în continuare.